Dragul meu, Emi, este ora... Mi-am dat jos canadiana, că când stau... Azi mi-am pus-o, ieri, adică și... De la canadiană mă apasă pe la aici și asta m-a durut. Acum, după ce am dat-o jos, n-am mai durere. Și am mâncat multe fursecuri. Principiul bulgarii fac fursecuri bune. Multă făină, puțin zahăr sau poate o să băge zahăr, știi? Poate că nu trasuieți și tot felul de chestii astea. Oricum, e bine să mănânci făină, știi, că bun pentru creier. În același timp, nu știu dacă am dreptate, dar după ce am băut multă apă din 2013, în mergem psihiatric, la spital, acasă, nu știu ce, am ajuns la concluzia că mai bine să stai ca turcii, știi că ei, și bine, mâncă multe cofeturi, fumează narghilele, camelul, tot felul de chestii în astea, și nu au apă, trebuie astea. Și totuși sunt oameni înțelepți și chestii astea. Dar oricum o medie între e cea mai bună. Deci uite, vreau să te chem cu mine, dragul meu, să mergem la un tip aici să îl conseiem în ce privește ce știm și noi. Este un om. În fine, nu, trebuie doar să vii cu mine ca apostolii și atât. Deci, îl cheamă domnul Tudor și hai să începem să vorbim. Acum aveți că merge iară camera și am făcut niște înregistrări pentru ei și a fost fără cameră pentru că am apăsat aici pe un buton, pe un F. Deci, ce vreau să vorbesc? Omul ăsta este liderul Partidului Noua Dreaptă din România. Sau Noua Dreaptă Românească, ce de genul ăsta. Păi, pentru început, vreau să vorbesc despre vremuri vechi românești și vreau să pun în antiteză. Deci, întâi este nevoie de un dialog românesc. Deci, cum să zic, eu propun, eu gândesc că, uite, de exemplu, dacă luăm un om ca Iorga, sau Xenopol, cine mai fost? Deci, Hunzac, dacă avem numele noastre frumoase medievale și nu numai, până la Renașterea românească, până la umanismul românesc, mai departe, avem, de exemplu, și vreau să mă opresc eu la cei care au fost pe lângă domnitori și i-au ajutat. A fost Daniel Sihastru, nu? Unu, în Moldova. A fost Nicodim de la Tismana, în Oltenia, înaintea Rahatului și prin Muntenia, nu? Apoi a fost cine mai a fost? Au fost alții, dar vreau să zic că acești oameni cum să zic acești oameni au trăit în vremuri când nu era, cum să zic, militarizare, secol 20, treburile astea, sau chiar 19, când erau rasisme și treburile astea, sau naționalism, sau ateisme, sau treburile astea. Ce vreau să zic? Vreau să spun că Daniel Sihastru, în perspectiva lui, înțelepciunea care a dat-o Dumnezeu, a putut să-l ajute pe Ștefan cel Mare. Să aibă Ștefan cel Mare niște opțiuni bune, pentru că, de fapt, el făcând atâtea... No, ne spunea la școală, tu ești profesor de istorie, da? Ne spunea la școală că, domne, au făcut cât? 47 de mănăstiri și au avut 48 de bătălii și numai una au pierdut tot, sau cum așa ceva, nu? E bine, gândește-te și tu cât a mobilizat Moldova ca popor, nu? Moldova Mare, nu știu cum se numește, cât a mobilizat cele 47 de mănăstiri construite lor și cu ziduri și cu locuințe și toate astea, biserică, toate pe moldoveni. Și cumva, probabil că și turcii au fost impresionați și astfel au
Ei cumva se băteau acolo, mai ales cu Ștefan, și asta a fost uimitor, pentru că probabil că și turcii sau ăștia, cu alte popoare, erau mai necruțători, presupun. Dar cu noi, cu muntenii și cu moldovenii, bine, aveau să fie cu, ne-au jucat șah sultanul cu Constantin Brâncoveanu sau când ne-au trimis pe Cantemir de țară, dar deja mai era mai târziu. Dar cu Ioan Ștefan era cumva un fel de schimb de jucători. Unii mureau, dar în principiu se făceau acei prizonieri, unii probabil că și moldovenii au prizonieri sau muntenii lui frate, și turcii luau prizonieri români, moldoveni sau munteni, din regat, nu? Ce vrea să fie regatul. Și asta o să zic, că e ca în cântecul lui Andrie, știi? Mihai, câți copii dai? Asta e frumusețea noastră, că suntem cumva frați cu un popor care totuși e din zona Siberiei venit, nu? Turcii și care și-au păstrat specificul, dar care cu noi stau sute de ani sau... Și apoi alte lucruri. Deci, nu, nu putem decât să surfăm pe o suprafață, știi? Gândește-te și tu. Sunt niște rapoarte online, niște date de oameni, că în Dobrogea au existat probabil vreo 70 de geamii, 70 de moschei. Și au fost lăsate în paragină și probabil s-a suprapiată, s-au distrus, nu a fost n-a interesat pe români sau pe alții și a fost făcută praf și a mai rămas cam una din vremea, astea erau vechi. A rămas de fapt cea mai veche și probabil cea mai frumoasă, Esmahan Sultan, Geamia, din Mangalia. Și apoi regele Carol avea să mai facă una la Constanța, Carol I. No, aici ajungem, uite, la alte lucruri, avem ajunge la nume ca și Carol I, care nu ne interesează acum că era neam. Noi, deci, apoi vreau să spun ceva. Noi suntem foarte influențați de Germania. Dar eu propun o Germanie creștină, o Germanie romantică, o Germanie a lui Heiligold Christ și a marilor nume, Wallis, Hölderlin. Deci asta zic eu, domnule, citiți Novalis, citiți Hölderlin, citiți Goethe, Schiller, Heine, Eminescu, nu? Nu vă apucați cu niște lucruri care chiar și germanii le desconsideră. Și cumva noi suntem un fel de Sancho Panza pentru germani, este adevărat. Dar Sancho Panza, cine a citit cartea și știe, în o săptămână, două lume, era pe clasa 9, cred. Când treceam de pe 8-a pe 9, cred, dacă nu mă înșel. Pe ce am dat admiterea, poate, sau nu știu. Adeva, vreau să zic că... Adică, vreau să zic că... Sancho Panza, nu, țăranul, nu este, țărănelul nu este inferior lui Don Quixote, Hidalgo-ul, nobilul de țară, Kniazul, a? Doi țărănei, de fapt. No, apoi ne gândim la un om ca Nicodim de la Tismana. Într-un secol când românii fugeau peste Dunăre, în noți sau cum puteau, cum se numește, frate, cu bateria de gaz, nu? Care te împinge, te propulsează peste apă. Nicodim de la Tismana, secolul 15, sau când a fost el, o venit de la Constantinopol, ca și Vulfila în secolul 4, și se știe că a trecut Dunărea în not, nu știu, la Orșova sau nu știu unde, călugărul Nicodim. A făcut Tismana, a făcut Vișina pe Jiu, o venit la Prizlop, a făcut lucrări la Prizlop, o sta la Prizlop, nu doar au făcut atâtea evanghelii. Cumva asta vreau să zic, vezi, ce facem noi aici sunt chiar niște tetra evanghelii, știi? Cristice, cum putem și noi, mai dramatice, mai cu Grotowski și mai mult decât Peter Brook.
bine, Jerzy sau cum, Lotovski, teatru sărac. Și asta vreau să zic, nu că în secolul 20 n-am avut nume frumoase în credința românească, în credințe, că... Apoi vreau să mai spun ceva, noi suntem un popor latin, un popor roman, nu suntem slavi. Deci noi nu avem, nu suntem ortodoxi. E cumva absurd, noi trebuie să îi împăcăm pe toți. Bineînțeles, suntem ortodoxi într-un sens metafizic, să zic, toți care sunt în Franța sunt francezi. Așa suntem noi ortodoxi, dar poți să fii baptist ortodox, poți să fii catolic ortodox. No, și ce vreau să zic? Vreau să zic că, uite, gândește-te și tu la un om frumos așa ca lumea, ca Arsenie Boca. Totuși, cumva, chestia asta, fascinația militaristă a lui capitanul ăla, sau uite, Valeriu Gafencu sau alții, sau chiar Polichronia de la tipul ăla ca lumea. Dar ce vreau să zic e că, domnule, eu zic, de asta zic eu de alte vremuri, de Daniel și de Coresi și de Nicodim și de ăștia, pentru că România nu înseamnă 80 de ani de legionarism, cât au fost, 100, nu. România înseamnă Traian, Decebalus Perscorilo, Boierebista, lucruri de astea serioase. Înseamnă Iisus Hristos, Iisus Hristos contemporan cu Publius Ovidius Naso și cu Pilat din Pont, nu? Deci Pilat din Pont, care apare în toate evangheliile ca personaj de bază, cel care l-a condamnat pe Iisus Hristos în numele omenirii, a venit din Pont, a născut în Pont cam în vremea când a murit sau când a trăit Ovidiu în Pont. Pontul Euxin. Mi se numea înainte pontul Aixinos, neospitalier, și apoi a zis pontul Euxin, pontul ospitalier, mare ospitalier. Deci, ăsta era la Constanța, la Tomis, Ovidiu, și pontul ăla era pe lângă Armenia. Pe hărțile evanghelice arată pontul. La capătul de dreapta jos, acolo, pe lângă Ararat, pe undeva. De acolo a venit Pilat din Pont. No, vezi, acum vorbim, dar nu avem o carte la îndemână. Uite, asta este o carte care de mult vreau să o citesc, dar n-am apucat niciodată. Și anume este o carte, așa arată o carte în pânză, vezi? Se pânză de carte. Cumva, uite, o altă notiță. Pe de altă parte, nici a lua numai atitudine nu e destul. Chiar dacă, să zicem, mai ataca un server, nu te ajută foarte mult. Dar vreau să zic că atâta ne spală pe creier pe internet, nu poți să te uiți la serial Seinfeld sau ceva, sau Friends, sau ce, că ți apar tot felul de, știi, și deja te spală pe creier, pe toți. No, bun. Îți ziceam de oameni ca și Daniel Sihastru. Daniel Sihastru a fost un geniu monahicesc medieval, o personalitate pentru istoria noastră cumva egală cu Ioana d'Arc, în timp ce Nicodim a fost un mare erou civilizator, ca și Rama pentru noi. Nu pentru că noi am fost inferiori sau străini de credință sau asta, dar și pentru că eram mai expuși. Noi cam din secolul 3, 271, când s-a retras Aurelian, am fost în fața barbarilor, că de-aia s-a retras. Se facă era granița Mașoară la Dunăre. Și noi, pe noi, ne-au bătut barbarii până la venirea ungurilor. Și abia la 1111 s-a făcut statului voievodatului Mercurius în Transilvania. E mai târziu aia să fie formarea statelor feudale românești. Până atunci, noi am fost între antichitate și medievalism. Am existat. Cumva ca un fel de cnezate, probabil, precnezate, opști orole sătești ale românilor,
Uite, ăștia de la Noua Deantul sunt o obște sătească, o orol, și au un precneaz, un protocneaz. Și aici nu mă refer la nobilitate, pentru că nobilitatea există, dar nu tu dă atâta documentele. Și poate cumva un fond genetic. De asta noi trebuie să ne vedem, să ne revendicăm. Trebuie să vedem cui aparținem, nu să ne, și să ne revendicăm. Și să mergem pe linia noastră. Știi? De exemplu, eu personal pot să spun că eu mi-am pus gâtul pentru câteva credințe care le am și Dumnezeu mi-a ajutat. Fiecare trebuie să știe ce poate să facă și aia să facă. Să fie, ce face el să fie bine, nu? Cea și Brâncuș. Bun, eu sunt din Kende, de la 1300. Ce vreau să spun? Dar asta, bineînțeles, nu este un merit, nu sunt un legitim, sunt un oarecare, dar din Kende. Kende era cel mai turbat general al lui, sau cum se numește, al lui, nu chiar general, cel mai turbat capitan al lui Iancu de Hunedoara. Ăla era general și guvernator și tot ce. Ce vreau să spun e că no, deci am zis, dacă vrei să fii o țară cum îți dorești, românească, nu? Eu asta încerc să fac niște building blocuri care să ne ajute. Deci, în primul și primul rând, n-ai nevoie de gaz, n-ai nevoie de motoare. Nu, dacă îți place, asta e treaba ta. Dar nu vorba de asta, nu? Nu? Și nu trebuie să copiem. Asta, vezi aici măreția lui Mark Twain și a lui Nathaniel Hawthorne și aia. Domnule, suntem în America, nu copiem literatura franceză. Nu ne interesează chestia asta. Și așa și noi. Nu trebuie să ne radem în cap, nu trebuie să ne tatuăm și trebuie din astea și să bem beri și voci și mai știu eu ce și să ne drogăm și să înjurăm, să-i batem pe nu știu ce țigănuși sau pe nu știu ce unguri, să-i facem praf. Nu, domnule. Cum e greva japoneză, frate? Eu așa văd, așa e mult mai bine și de aia Japonia e primul stat din lume, dintre primele patru, nu? Pentru că, de ce? Domnule, stai puțin. Deci tu, ție nu-ți place de mine că sunt român. Sau poate să zică un ungur. Ție nu-ți place de mine că sunt ungur. Sau sunt țigan, sau ce sunt? Cum zicea Malcolm X, nu? Bine, stai puțin. Cum zicea un prieten al lui, un frații mei, stai să vezi ce știu eu să fac. Uită-te și după aia vezi ce concluzie tragi. Deci, fiecare, de exemplu, casa asta a fost făcută de un maghiar, care nu a trăit acum 200 de ani, a trăit, el a făcut casa. Și am cumpărat-o și după aia a mai lucrat-o, a mai făcut. El a lucrat și la Casa Poporului. Și era un maghiar foarte ca lumea, mai de câțiva ani. El avea concepții reformate, dar din păcate a fost învățat să bea, să fumeze. Ei nu-i vina lor, că nu sunt obișnuiți. Au venit din Siberia sau din Mongolia, acolo beau lapte de vacă, nu? De, scuză-mă, de apă. Ei nu erau obișnuiți cu. Ei nu erau obișnuiți cu alcoolul. Și de asta îi termină, și țigările, și toate astea. Și ce vreau să spun e că. Bă, Felix, dacă tu scoți alcoolul și țigările de pe piață, eu mă duc la biserică. La pocăiți sau din astea. Credea. No, și asta e o credință. Și era un tip care nu își maghiariza numele, nici pe numele. De exemplu, pe el chema Fozokas Sandor. Și el, nu, el a fost generația lui taică. Generația anilor 60, 70, 80, 90, după Revoluție, 2000, până 2010, după, până cu câți ani a trăit, până 2007. Și el zicea așa, Fazekas, deci nu știa cu, că eu am avut și un coleg maghiar, că tot așa. Deci el zicea, Fazekas, Alexandru, sau Sandu. Nu. No. Deci asta vreau să zic că, să uite, de exemplu, cum
Acum să... No, nu mai vorbesc acum, dar vreau să, asta vreau să spun că nu trebuie să fie o problemă. Și de asta vreau să zic, vine unul și zice, uite ce pot să fac eu, fiecare ce meserie are. Și vine altul și zice, uite, eu pot să fac o casă, altul zice, eu pot să ar un pământ, eu pot să am o meserie liber profesionist, altul, eu pot să fiu profesor, altul, fiecare ce poate să facă. Și atunci va fi un fel de, cum să zic, un fel de a fi tu însuți într-o comunitate și atunci efectiv nu ar mai trebui să ne batem cu bâtele în cap sau cu, să ne împușcăm pe vreme de război, că vezi că vecinul ăla e ungur, ăla e neamț, avem aici ceva țigani. Nu. Și mai spunea Malala Yousafzai, nu la primul Nobel, zicea un lucru, domne, de ce este așa de greu să dai cărți, așa de ușor să dai arme? Deci, părerea mea e că dacă vrei să omori un om care tu zici că nu face bine, în loc să-l împuști, de exemplu, dacă e țigan, ce, te duci la el, îl vezi că nu-i pe calea bună. Și zici, bă, bossule, nu vezi să tragi pe calea bună? Zice, da, aș vrea. Zice, ai ureche muzicale? Zice, da. Și zice, tu ție la ce instrument atunci să cânti? Zice, clarinet. Îi cumperi un clarinet și l-ai salvat. Că el nu mai are nevoie de altceva. Nu citește, nu învață la școală, nu face nimic. Dar suflă în clarinet. Și dacă suflă în clarinet, se face leotar, nici nu se mai fumeze, nici nu se mai drogheze, nici nu se mai bea, că trebuie să cânte. Și ai salvat un om. Poate să ajungă și la Ateneu. Și așa e în fiecare domeniu. Uite, și eu aici am... No, eu nu zic. Eu nu sunt mare lucru. Ia ca și eu un om, ca toți oamenii, uite, mie tata mi-a cumpărat cărți înainte să mă nasc. Voi nu vă puteți imagina ce carte e asta. Vă arăt și eu. Eu și primul rând că armenii nu a avut un alfabet propriu. Abia în secolul 4, mi se pare, Mesrop Maștoț a creat alfabetul armean. Cum și alfabetul georgian lângă ei, gruzin, avea să fie creat mai târziu. O să vedeți câți poeți au ăștia și ce literatură și... colosal. Citi din cartea asta cu câțiva ani. O vedeți? Asta încerc eu să zic. Apoi să trecem la altceva. Să văd dacă mai avem ceva de zis. Da. Facem o pauză. Apoi, un alt lucru care ne referim un pic și la, iarăși la Daniel, psihiatru, e că un om ca mine sau un om ca tine, Tudor sau Amy sau cine mai e aici cu noi, secretul în viață e ca în Seinfeld sau în alte lucruri de felul ăsta, ca în Evanghelii, să nu te socotești pe tine însuți, nu numai prea mare, mare sau cât de cât mare, ci mai bine mic. Adică nu ne naștem noi să rezolvăm problemele omenirii sau pe toate sau trebuie de astea. Noi suntem niște cărămizi într-un zid vechi. Eu am ajuns la concluzia, să zic chestia asta iar, nu știu dacă am scris sau am zis sau ce, că nu se putea păstra stilul bazilicii când s-au ajuns la bazilici de zid și care s-au păstrat, vreau să zic, pe locul altul sau altul, sau al catedralei bizantine la noi, dacă nu au existat și în acei 1000 de ani de nimic. Totuși nu a fost chiar nimic, asta că și scriere. Deci dacă de la Daci avem Decebalus per Scurrilo, de la creștini, dacă romani avem pe latină, tot pe latină, avem Ego Zenobius, votul posui și XP, nu? Adică HR, Hristos.
Bun. Uite aici, deci, sunt câteva cărți. Știu că acum e război în Ucraina. Vreau zic că nu-i vina rușilor. Este un rus. Poți să zici că sunt eu, nu? Așa și Daniel și Nicodim și toți. Și Ioan de la Prislop săracu. Și Arsenie. Cam mulți. Cartea este carte bună. Este și în sal opera întreaga lui J.D. Salinger, scriitorul mare americano-evreu. Este influențată de acest om și Salinger este un fel de augustin, ca să știi. Era și nativ, pentru că unul din părinți fusese creștin catolic. Și, cum să zic, a fost un om care a lăcut toată viața pe Dumnezeu. Și, părea mea, să nu avem prejudecăți dacă e scientolog sau baptist sau ce-o fi, nu să existe înaintea lui Dumnezeu. Până la urmă, toți s-ar exista dacă e acolo un pic de zid de la văruit, nu? Ca în Andrei Rubiu. Bun, asta este o altă carte. Uite, de exemplu, dacă vrei să îți lichidezi problemele pe stradă, în loc de o mitralieră, abia te duci și le pui la toți câte un brad frumos în cameră, cu o instalație, cu tot, cu ciocolată, cu portocale. Și vezi ce oameni fericiți, fie că sunt unguri, fie că sunt țigani, fie că sunt români. Pentru că cumva ăștia ne-au dat Dumnezeu, pământul e a nostru. Adevărat, e și a lor. Dar vreau să zic că dacă sunt aici, înseamnă că ne-au dat Dumnezeu. Și bineînțeles, pe termen lung, asta e o idee, într-adevăr, va fi o asimilare. Poate că nu va fi o asimilare la nivelul culorii sau a limbii în întregime, sau, dar va fi o cultură română. Se va ajunge la un fel de no, probabil așa ar fi un fel de ideal, știi, să zică, nu, să zică Sandu, că îl cheamă Sandu. E ceva chiar frumos, nu? Bun, aici ce mai avem? Uite, aici avem o carte. Fără asta nu se poate. Asta e din 90. Dar prima ediție a apărut în 73. Asta a mai fost dublată până în 90. Au lucrat vreo 70 de oameni și la asta. Asta este adevărata Biblie și fără asta. Eu dacă ar trebui să merg la război și ar trebui să aleg între Biblie asta și... Bine, poate fi și românească, după tot. Dar între Biblie și atât autentică la 66 cărți, adică 39 plus 27 și o pușcă, aș alege Biblia. Dacă tot mor, măcar să mă duc în cer, nu? Uite ce zice aici. Unde este cuprinsul, frate? Uite, aici sunt datele lor, traducătorilor, niște cărturari din lumea nouă și trebuie să fie aici cuprins. Uite, aici sunt datele, cum ziceam. Asta e a treia Biblie de felul ăsta care o am, asta ne-am cumpărat. Așa, eu nu, frate, că nu are cuprins. Dai seama că nu are cuprins. Și aceea n-aș fi crezut. Aici sunt tot felul de date. No. E interesant Biblia asta. Ba, uite aici are. Uite, abreviat. Astea sunt toate cărțile Biblie. No. Eu vă spun, luați-vă așa ceva și citiți, gândiți asupra ei fiecare zi și veți avea înțelepciune. Secretul lui Ștefan că citea Daniel și pentru el Biblia, probabil. Iar la, nu știu, cu Nicodim la fel. Uite aici o carte. Asta este o carte a unui tip care era cu 2 ani mai în vârstă ca Hitler. A trăit cu, nu știu câte ani ca Hitler, că a trăit până în 66. A făcut, există predicile astea, există și pe bandă de magnetofon în germană. Pastor pe germană se numește Pfarrer. Vedeți aici culorile naziștilor. De fapt, nu sunt culorile numai ale naziștilor. Germanii au avut două steaguri. Adică două culori, o să zic. Două tricolori. În secolul XIX sau cam așa. Au avut galben, cărămiziu,
negru, nu? Cam așa ceva. Și alb, roșu, negru. Și Hitler spune că când a făcut el celebrul steag, că l-a pictat, a zis: boșilor, n-am fost mulțumit de steagul ăla cu cărămiziu, cu nu știu ce, care e acum. Zice, am pictat ăsta cu culorile, nu știu ce bătălii. Hitler avea mai bătălii în cap. Asta fusese el educat de sine însuși, pe niște cărticele, copilărie. Nu era prea citit, săracu. O, cartea asta, după cum vedeți, dacă o veți citi, dacă n-ați citit până acum, este ca un nou testament. Deci cartea asta nu este un simplu lucru, sunt niște predici spuse în mod conștient de acest om, de Chelu, ăsta e Chelu, nu? Wilhelm Busch, ăsta nu e Wilhelm Busch clownul, comediantul ca și Seinfeld, nu? Ăsta este Wilhelm Busch pastorul. Cred că și Wilhelm, ăsta cred că se trage din Goethe. Vorbește despre Goethe aici. O să citesc titlurile predicilor. Este poate cea mai bună carte de creștinism. El era luteran, nu era baptist, ceva evanghelic sectar. Era luteran pocăit, luteran evanghelic, ca și Bach, poate pietist. Spune niște lucruri extraordinare aici, prezintă Germania, toate astea. El a fost în RFG după război, în doilea război mondial. În timpul războiului a fost pastor. El din anii 20 a fost pastor. A fost și la mineri, a fost în Ruhr, a fost în Essen, era din Essen, a fost în Pfarr. Și ce s-a întâmplat cu el? Cartea asta mie mi-a salvat viața. Am primit-o de la un pastor, nu aceeași carte. Aceeași exemplar, aceeași tiraj sau cum să zic, dar mai folosit, nu? Mi-a zis: Felix, ți-am spus multe lucruri, ce nu ți-am spus e în cartea asta. Și bineînțeles, în Biblie. Am avut un pastor foarte pasionat de... Am un pastor, dar eu plecat în altă țară. De necazuri. Foarte pasionat de Evanghelia lui Ioan și de textele ioanite din Biblie. Bun. Deci, Iisus, destinul nostru, uite ce scrie aici, dacă vă să citesc. Numai un rând să citesc. Iisus, destinul nostru, și aici scrie cu roșu, o să vă citesc. Iisus, destinul nostru, aceasta a fost tema generală a pastorului Wilhelm Busch în vestirea sa. Și spune că în 1938, când începuse propaganda masivă nazistă, că urma războiul și din astea, el a făcut o conferință creștină, deci el era ca și Dietrich Bonhoeffer și ăștia, și el lucra cu băieții mult. Când băieții erau chemați la tinerii hitleriști și puneau să înjure, să bea, să nu știu ce, să tragă cu pisul ce făceau ei, el îi chemau pe tineri, deci nu fete, cum am prins noi, nu? El efectiv chema băieți, haideți să citim Biblia, Noul Testament, Evanghelia, a ierta, a iubi, iubire, iertare, o viață nouă, Golgota, toate lucrurile astea. Și efectiv se lupta pentru fiecare tânăr și spune în cartea asta diferite cazuri de tineri hitleriști. Exemplu, un tip, Günther, sau cum îl chema, zicea că era un tip foarte drăguț, foarte de treabă, foarte ca lume. Eu nu vreau să-mi vinez noua dreaptă, Doamne ferește. Vreau să zic că când ai expresie, eu fiind scriitor, când încerci să te exprimi și nu, bineînțeles, ai niște modele, ai niște căi în minte, ai niște... până ajungi să ai pe tine să te exprimi. Și de asta vreau să zic că toată lumea folosește descoperire, mari descoperiri, ca și descoperirea Americii sau Australiei, ale psihologiei în lume și nu înseamnă că ești nebun. Că eu sunt bolnav, nici nu sunt nebun. Dar zic, orice om are anumite căi psihice, știi? Și de asta poate că oameni cum sunt evrei sau arabi sau turci sau alții, poate chiar și țigani sau unguri așteaptă, dar ce vrei tu să-mi spui de fapt până la urmă? Știi? Și atunci stai și te gândești și vorbești de la un om la altul și efectiv e acea convivenție acum. Dar ce o să spun? Deci el a făcut
Nu știu, tipul ăsta, elevul lui de la școala duminicală și de tabere și de creștini, asta era în anii 30, după ce a făcut un curs silit la tineri hitleriști, la naziști, indoctrinare nazistă, s-a întâlnit cu el și a zis, oh, dragul meu, Heinz, sau cum îl chema. Pace, nu te-am mai văzut pe la biserică. Și le-a zis, Heil Hitler. Știi, știi, știi. Și era îndoctrinat. Și zicea, eu nu am nevoie de un Dumnezeu, de un Iisus Hristos care să moară pentru mine, pentru că sunt un om cinstit, a zis el. No, sunt multe lucruri și ce vreau să zic de omul ăsta e, cartea asta n-a făcut-o când a avut 20 de ani, nici când a avut 30 sau 40, a făcut-o spre sfârșitul vieții, în anii 60, când era perioada Beatles, tot felul de chestii astea, spune de tineri îmbrăcați în Beatles, de tineri care erau rock and roll și treburile astea cu Bill, Haley și nu știu ce. Dar merge și în America și de Abraham Lincoln, zice multe lucruri, de pastor Wolkening și de nu mai știu care, de țăranul bogat din Suabia, sau unde era, de cizmarul pietist din Paris, multe lucruri, foarte frumoasă carte. Dar ce încerc eu să spun e că, și spune cum a apărut nazismul, de fapt, partea rea, vreau să zic, când el predica la muncitori, în anii 20, muncitorii efectiv deau de el, îi chinuiau mica turmă care se strânsese, care de fapt erau din trai lor și după aceea, deja după 20 de ani, totul să fie distrus în Germania. Chiar și casa lui a fost bombardată. No, bun, și zice că a făcut acel, cum îi zice, acea organizare, acea a organizat acea zi, Iisus destinul nostru, și că după aia a continuat. Și asta și-a numit el cartea, când destinul era cu totul altceva. Vedeți că aici nu mai e roșu. Deci uite ce avem aici. Asta este cuprinsul. Poate puteți să vedeți. Ce este interesant, am observat că în cartea asta, care e de la Gute Boschner Verlag, la editură germană, Vestea Bună, nu este, aici sunt mai multe decât în exemplarul în engleză. Deci pentru Occident nu sunt toate. Aici sunt probabil toate. Hai să vedem. Uite, aici este o prefață despre el. A fost un om minunat. Și spune că s-a căsătorit cu o femeie numită Amy, creștină ca și el, și a zis, draga mea, soție, vreau să-mi dai 6 băieți să cânte toți la trompete. Fiind creștin și așa, și lui îi plăcea jazz și treburile astea. Și zice că Dumnezeu mi-a dat, sunt adevăr 6 copii, dar mi-a dat 4 fete, 2 băieți. Și m-am bucurat de ei, dar zice, dar Dumnezeu, după ce eu m-am făcut pastor de tineri, a ales să-mi ia pe băieții mei. Și zicea așa, deci asta vreau să zic, asta e frumusețea și cumva asta e frumusețea cetățeanului alb. Pentru că e un om cinstit, un om care de obicei albii nu sunt atâta se droghează, nu bea de la ei. Poate dacă ai necazuri, ajungi la probleme, da? În general, au un start în viață foarte optimist, foarte bun. Mi se pare că toată lumea e bună. Și zice că când au aflat că a murit al doilea băiat, nu știm cum a murit, eu cred că naziștii au omorât băieții, pentru că el lua tineri de la naziști și ducea în biserică și poate că tinerii aveau probleme și chestii astea. Zice, mi-amintesc și toată cartea e numai cu întâmplări din astea, ca și Noul Testament. Mi-amintesc când am aflat că mi-a murit al doilea băiat. Stăteam și umblam prin cameră, zice și cum a fost închis și chestii astea. Și umblam prin cameră, parcă cineva mi-ar fi înfipt un cuțit în inimă. Și zice, și știam că este, nu știu, ce zi din săptămână și seara trebuie să mă duc la Weigle House în Essen să anunț la 200 sau 300 de tineri vestea bună. Și atunci am luat Biblia, el așa făcea și am citit următoarele cuvinte. Și nu știu ce citit. Este o faptură nouă, iată toată lumea s-a făcut noi, sau nu știu ce. Și s-a dus și de atunci n-am încetat să mă bucur. Deci ceva, și nu știu, sunt multe lucruri ciudate. Nu știu ce să zic. Cât despre mine,
Bineînțeles, în lumina lui William Bush, asta sunt eu. Asta am învățat eu la școală. Asta este biografia, una din biografiile lui Wadsworth. Îi spunea ăsta care mi-a dat cartea, știi, cu omul ăsta. Spunea că eu, dacă, că lumea e cea, frate păstor, domnul pastor, omule, nu știu ce. Eu zic, dacă ar fi un lucru care mi-ar plăcea să-mi spună mie oamenii, un pastor tânăr, un pastor tânăr, fratele. Ce? Mi-ar plăcea să zică tot fratele Ștefan. Nu. Eu, dacă ar vrea să rămân cumva în amintirea cititorilor sau privitorilor, cititorilor, ar fi acest om care m-a scos din gunoiul arăturii, nu? Mare poet, foarte mare. Deși e un poet și mare și modest. El era în districtul Lacului, unde sunt și eu acum. Dar bun, mai mult ce să vă spun. Uite, pe de altă parte, să vă dau câteva sfaturi finale la această predică. Domnule, ce rost are să pui nou URSS? Sau, nu știu ce steagul, sau că înjuri pe nu știu cine, sau că nu-ți place de nu știu cine. Sau... Deci unele sunt amuzante, e adevărat. Dar uite, imaginează-ți să spun pe cartea asta. Asta a apărut în 72. Îți cumperi cartea asta de pe anticariat, online, de la un din Cluj, București, o găsești undeva, Iași. Bun. Și, teoretic, nu știu dacă o manifestezi. Nu, dacă vrei să manifestezi, poți să și manifestezi, că nu te oprește nimeni. Dar, în principiu, ce faci? E cu tine. Are și poze, pe moboșoare, aici, nu știu ce. Deci înseamnă România, frate. Sau, nu gândim noi așa departe, dar să zice că ești un oarecare membru, tânăr, poate ești licean, poate ești la facultate, poate ești la gimnaziu. În fine, ce ai tu să faci? Uite, de exemplu, dacă ești la gimnaziu, te duci la o istorie, la olimpiadă, și îți cumperi cartea asta sau mergi la bibliotecă, te uiți în ea, ca să te documentezi. Știi? Și prezinți mai bine decât ar, deci nici nu se compară. Sau liceu, liceu, uite, mergi undeva, mergi într-o tabără la munte. Ții cartea asta cu tine, că e numai fotografii. Sau, uite, ești la facultate, trebuie să stai pe coridor. De ce să-ți iei jocul cu mărgele de sticlă, când poți să-ți iei cartea asta, spune, minunat. Și să te oprești la fiecare fotografie și să vezi ce înseamnă de fapt România. Și aici nici măcar nu-i toată România, nu-i Moldova, nu-i Bucovina de Nord, Cadrilaterul, dacă o fi a nostru. Nu, sau altă carte, îți cumperi cartea asta. Asta nu pare mult, dar e prefațată și e postfațată de Mircea Zaciu. Și texte, poate nu sunt toate cu mâina aia cu luminița. Am avut-o și pe aia, dar nu mai știu unde, poate am dat-o. Dar zic, asta e un mare autor. Pe feleaga în România, Ardealul poate, sau poate întreaga România. Sau poate pe feleaga Ardealul și batul îi regatul sărat. Uite aici, altă carte. Uite, vezi cum schimbăm provinciile românești? Uite, asta e Gala Galaction. Uite aici. O simplă cărturie. Uite ce are aici. Și vă spun că fără carte nu-i dreptate. Nu, da, vă spun, pentru început, momeala, câligul și momeala e asta. A apărut și o ediție mai nouă, 2007, cred. O am și pe aia, dar nu mai știu ce am făcut cu ea. Se poate comanda. Wilhelm Busch, Iisus destinul nostru. El mai are și alte cărticele, dar asta e cartea seminală, asta e capodopera lui și capodopera. După aceea să mai spun un lucru. Pentru cei care veți să fiți scriitori, vă dau niște relatări. Tatăl meu are o carte
scriitori germani sau tineri scriitori germani, să nu știu cum e, din timpul războiului mondial al doilea. Cartea a făcut parte dintr-un program de promovare a literaturii germane, în timpul, se numește frate, Anschluss sau în fine, nu știu ce vorbesc. Deci când a fost război, când a fost naziști la putere, atunci, când a fost la noi nu știu cine, Antonescu sau Regele sau ce mai fost, legionar ce fost, nu a apărut și cartea aia. Eu n-am citit-o, dar vreau să zic că care vă interesează așa ceva, mai de mult am citit înainte să am pățesc cu malpraxis și am avut probleme în 2003, că fac tratament în 2001, din decembrie. Vreau să zic că un tip, The Sad and the Meek, pe metal, nu știu ce forum, rock forum, și scria foarte bine, numai că el era cu Saramago. Eu n-am știut Saramago. José Saramago. Scria chiar foarte bine, nu mai știu nimic de el. Și mai era altul prieten de lui. Dar ce o să vă zic? Domnule, dacă vreți să scrieți ceva și cumva scrisul nu se face numai pentru țară sau pentru Dumnezeu, scrii și pentru tine așa. Uite, asta este un colind de Crăciun. Aici e tradus poveste de Crăciun și dacă v-ați uitat la coperta asta, vedeți cât e de interesantă. Este din 95. Atât de simplu. Aici e toată povestirea și asta va rămâne mii și mii de ani. Cât va fi cultura engleză, va rămâne. Și poate umană. Pentru că e vorba de un om care aproximativ se dă pe sine însuși. Pentru un loc mai cald în cimitir, până la urmă. De fapt, asta ne dorim. Bun. Ce să vă mai zic? Uite, asta e o carte care am cumpărat-o în liceu. Aici, asta e o carte la care mă uit în perioada asta. Dacă știți cine a fost omul ăsta. Și aici vă recomand acest manual de cultură englezească. Deci, asta este o pagină din Blake. Asta este un Tolstoi la cartea rusă. Uite, sau, decât să înjurați pe romi, așa pe degeaba, vine citiți cartea asta. Sau alte de asemenea. Mai mult, ce să vă zic, dragii mei, asta, tatăl meu zice că este cel mai mare poet al lumii. Ar fi el, dar uite că cartea nu se poate citi, frate. No, bun, am obosit. Să văd dacă mai am ceva de zis. Vreau să vă spun că mai este un lucru. Oamenii se tem. Când e vorba de ceva, cum se numește, național. Eu vreau să vă spun, știu că noi românii ne gândim la multe influențe și eu m-am gândit și o de lucruri. Dar vă spun, ascultați-mă ce vă spun. Naționalist e o întâmplare. Național e sfânt. În conștiința noastră națională. Nu spui poeme naționaliste. Nu au nicio valoare. Și vine de la fascist sau de la nazist. E cumva din germană sau din italiană în engleză. Știi? Sau franceză. Și după aia primit de noi. Dar de fapt e nazi sau ceva de genul ăsta. Noi sau naționalișe, nu? Înțelegeți? Și atunci asta zic că noi suntem, nu naționaliști și ce e, și zic că noi suntem naționali. Și dacă vei spune naționalist, oricând va fi cineva care te va dezavoa, păi ce vă, tu vrei să dai cu, bomba peste Ierusalim, ce vrei să faci? Dacă spui, dragul meu, eu sunt național de la Alexei Matevici, Mihai Eminescu, atunci nimeni nu te dezavoiază.
Uite, de exemplu, scrie în cartea Primești încercări miracole, a șef rabinului dr. Moses Rosen, care a fost vreo 50 de ani, sau 45 de ani, sau câte ani a fost șef rabin în România. Zice, domnule, că Vadim, domnul Vadim, tovarășul Vadim Tudor l-a atacat în presă și nu știu ce. Zice, dar eu citeam cu soția, probabil de tineri, cu Amalia Rosen, citeam poezii de lui Eminescu. Acum, probabil că ei nu citeau nu știu ce articole ce au fost pe acolo. Și probabil că și Eminescu, când a jurat, să zicem, s-au criticat pe evrei, probabil că se referă mai mult sub raportul de credință și cumva credință națională, nu naționalistă. Eu nu cred că Eminescu ar fi fost de acord cu epurări și cu stalinisme și hitlerisme. Era un om totuși Eminescu, nu știu. Dar zice Moses Rosen că el citea cu soția pe Eminescu și le plăcea și deci, efectiv când stăteau liber la obligațiile sinagogii și ale orașelor, stăteau acasă și citeau din Eminescu. Deci, nu citea pe... Asta e foarte interesant, că Moses Rosen, celebrul rabin, nu citea și pe soția lui, un fratele de-a lui, Haim, sau cum, a murit la Auschwitz, a fost rabin în Auschwitz, pe a lor omorât în Auschwitz. Frasul, tot în cartea aia, cartea a apărut și înainte de Revoluție și după Revoluție, pe 91 în întregime. Și zice că deci, nu, și zic eu că nu citea pe Shalom Aleichem sau pe Isaac Bashevis Singer, Moses Rosen, soția. Citea Eminescu. No, asta e un lucru. Al lucru, ce să zic, până la urmă noi ne tot gândim, ba de homosexual, ba de evrei, ba de țigani, ba de unguri, ba de nu știu ce. Numai de noi nu mai gândim. Ce e cu noi? Uite, de exemplu, mă iertați. Eu o să vă spun că tinerii în ziua de azi sunt corupți. Nu că-i corup eu sau altul, Balzac. E corup pe un sistem, calculatorul ăsta. Deci stai pe el, ai 15 ani, aici ai camera care te vede și faci tot felul de prostii. Cu fiecare prostie care o faci, te bajocorește și mai mult, nici nu mai trebuie să fie bullying, că îți face bullying aparatul din sine. Nu mai poți să-l deschizi. Cum în filmul ăla, Cyberbully 2011. Și atunci, ce vă zic? Ce viață e asta? Înțelegi? No, v-am trimis de asemenea cu Arnold Schwarzenegger, cam din filmele astea cu supereroi de acțiune, cam Arnold Schwarzenegger e cam singurul care rămâne, împreună cu Jackie Chan. Jackie Chan e varianta Arnold Schwarzenegger din China, Hong Kong. Apoi ar mai fi Karate Kid și ar mai fi Bruce Lee, care a fost primul și așa. Deși el e mai dur. Iar altceva, nu știu. Nu sunt de acord cu Jackie Chan, nu sunt de acord cu Sylvester Stallone, nu sunt de acord cu Jandam, nu sunt de acord cu Steven Seagal. Nu sunt de acord cu mulți ce mai fi. Dolph Lundgren a mai fi soldat universal, dar parcă e prea în serios treaba. Deci eu asta vreau să vă zic că te vă las cu o cântare. Poate. Da, asta mi-a venit, asta vă spun, nu de la biserică. De la Dire Straits. Zice așa. Once upon a time, so once ago, came a man on a track. Walking 30 miles with a sack on his back. Then he laid down his load when he thought it was the best, made a home in the wilderness. Și pe aia zice că au venit alții și n-au mai mers nici înainte, n-au mai zis înapoi și au făcut acolo străzi. Și pe aia zice că apoi au venit judecătorii și bisericile, școlile și avocații. Și cine mai fi venit?
Păi au venit camioanele cu încărcătură grea. Deci așa se face o treabă. Asta ar fi un ultim sfat. Eu vă spun ceva. Bineînțeles, să mă ferească Dumnezeu, un om ca și Tudor Ionescu, care a făcut de nimic așa ceva, îi de lăudat, de lăudat Domnul, mai bine zis. Este un principiu foarte bun, să-L luați pe Domnul, Hristos și Dumnezeu. Dar ce o să spun e că ar trebui ca noi oamenii simpli, uite, de exemplu, eu nu sunt membru, eu sunt bolnav psihic, eu sunt o persoană a imaginarului, cum zice și Alexandra Cesereanu, despre ea însă. Deci ce vreau să vă spun e că eu vreau să ajut și să văd de viața mea. Dar ce vreau să vă spun? Sunt oameni care nu scriu cum scriu eu. Deci care nu scriu. Eu scriu, ei nu. Însă alții, deși și ei, vreau să zic, nu, nici nu vorbesc sau nu gândesc pentru, nu, sau nu au chestia asta de o funcționa, office, on, știi, office. Bun. Și ce pot să facă ei? Știți cum era la ostași, că mergea Traian Dors cu cărțile să le vândă la sate. Bun. Asta, părerea mea, e că da, și asta se poate, dar vă spun o cale mult mai bună, cu ce pavă. Domnule, să zicem că ești un tânăr de 20 de ani. N-ai nici măcar 21 de ani. Dar ești serios. Și vrei să fii un om serios, român serios, ce ești, să îți ajuți și țara și poporul, nu? Ce poți să faci? Să zicem că ești o persoană care nu bei, nu te ții de probleme, ba, ești chiar creștin, sau ce ești, și ai un carnet și că nu-ți bagi joc de el. Deci nu te duci la discoteci, nu te duci. Bun. Uite ce poți să faci. Îți iei o utilitară, adică utilitară, un papuc. Deci știți cum e mașina de la curier. Nu, una din aia, da? Poate să nu fie din aia, că aia ar fi scumpă. Poate să fie o Dacia din aia papuc sau cu, în spate, să ai acolo un spate. Deci tu ai mașina ta să conduci, mai vine cineva cu tine, un prieten, mai povestiți pe drum, nu știu ce. Dar să ai spațiu în care să-ți pui marfă. Și atunci ce faci? Să zicem că stai în sălaj, în oraș. Stai în Blaj. Stai în Hunedoara. Stai în Petroșani, sau unde stai tu? În Pitești, în Baia Mare, în Beiuș. Unde stai tu? Și faci un cerc așa în ținutul tău de sate. Ai sate în jur. Și tu zici, bă, boss, uite, aici mă duc în Ineu, mă duc în nu știu unde, mă duc la Fetești, băi, nu știu. Mă duc acolo și mă duc la oameni pe sate, bine, și studiez. Când se face nu știu ce recoltă, știi, când se fac nucile, de exemplu, toamnă, sau când se face nu știu ce. Și zic, boșilor, ați cules nuci, nu veți să le dați la vânzare. Sau, și, nu, îți dă acolo, mânci trei nuci, vezi, astea sunt bune, tăi încoace. Și pleci cu omul, orică îi plătești, dacă poți, și asta ar fi foarte bine, ori dacă nu zici, moșule, stai puțin, nu vei ceva la schimb. Și te duci și ei de la, poți să mergi, așa fac, te duci la Lidl, la piața aia, sau la Bila, sau la Spar, sau mai știu ce mai fi fost. Și zici, boșilor, vreau să iau aici numai tefaluri, sau numai țăsturi, sau mai știu ce, sau iei țăsturi de la Horez, sau de unde. Și te duci că la țărani, te vezi aici, am țăsturi de ceramică blană, foarte bun. Nu îi spart, nu-i ciobit, nu te înșel. Am tigăi, am mai știu eu ce. Și îți dai seama că unii țărani, e greu să ducă și să vină cu tigăile după ei. Nu, ei îți dau ție doi saci de nuci, tu le dai cât face de tigăi și ce unelte, uite, poți să-i duci, nu, sau poți să vorbești cu un om. Nu, omule, hai că vin cu tine, îmi dai nu știu cât
cartofi și eu ți-aduc, uite, ți-aduc ulei de drujbă sau ți-aduc chiar o drujbă, ți-aduc o lamă de drujbă. Sau nu. Ce vorbești cu omul, că doar sunteți oameni, vă înțelegeți. Și atunci vei avea posibilitatea să îți ajuți poporul. Și vreau să mai spun ceva. Eu acum nu, trebuie să spun adevărul și nu cred că se va supăra cineva. Spuneau bătrânii, unii, nu știu, în fine, mi-am amintesc de unul și poate mi-a fi vorbit eu și cu alții, dar nu, bărbuna făcut. Dar mi-a zis un om de la Bârlad, care a fost născut în 1923. Stat aici în sat, el, acolo. Adică mai încolo, așa, mai încolo. Îl chema Ionic. Ionică, nu mai știu cum, nu mai știu cum îl chema, frate. Câmpian, dar poate greșesc. Era de la Bârlad și el a fost pe moșia la unul Rădulescu, mare boier la Bârlad. Eu n-am fost la Bârlad în viața mea. El a venit aici cu trenul foamea sau cu ce-o fi venit la noi, țara Hatului. Aici sunt brazi sămânați de el, că el era horticultor. No, și îl trimitea ăsta, era un om mic. Și prin nu știu ce an, prin anii 30, îl trimitea Rădulescu să-i pescuiască în bălțile lui. Și lua pe ciocii mari pentru Rădulescu și mai lua și niște, dacă mai prindea niște pescuți și băga în craci. Ițar, ce avea el. Îi lega jos și acolo băga peștele. Ca în Ion Creangă. No, dar ce mi-a zis el? Bă, bosule, nici atunci nu era bine. Că noi țăranii ne cultivam pământul, puneam porumb, deci popușoi sau cum îi zice, corn, nu? Maize, îi mai zice, nu sunt sigur. Pe franceză, parcă, nu știu. No, și zice că noi munceam, recoltam tot, nu știu ce, aveam, dar noi eram la țară și veneau evreii, luau porumbul de la noi la preț de producător, după aia îi duceau la oraș și nu știu, duceau la mori, nu? Sau pe desfaceri sau ce făceau ei și îl măreau prețul de nu știu câte ori sau nu știu de câte, dar în fine, măreau prețul de câte ori. Și el era cumva nemulțumit, țăranul ăsta. Și eu parcă am mai vorbit, parcă, uite, de exemplu, cu Ivan, și cred că am mai vorbit, dar nu știu, poate greșesc, și el murit. Am vorbit înainte să fiu deceniul ăla la tot închis, în 2013 până în 2020, inclusiv, și pe aia cu COVID-ul. Dar vreau să zic că, și să moară și doctorii, și tu, dar ce vreau să spun? Și eu cred că erau cumva nemulțumiți. Deci au fost și oamenii ăștia, uite, de exemplu, toți au, până la urmă s-au pocăit, alții s-au născut între pocăiți. Și cumva era nemulțumirea asta, așa. Eu ce să zic? O fi, nu zic nu, dar probabil că cumva trebuie să înțelegem. Pe de o parte și evrei, fiind o enclavă și fiind cumva simțindu-se nu prea bine, trebuie să aibă bani și toate astea. Că dacă la un caz să fugă, să mituiască, să treburi din astea. Nu. Dar este un factor de, cum se numește, de dezbinare, nu? Dezbinare între oameni. De conaționare. Nu. Și altceva, dar vreau să zic, mai mult ce pot eu să spun. Nu, cumva trebuie să fiu un artist. Cumva trebuie să fiu un artist ca să guști fiecare cale, nu? Și în țara asta și în lume. Dar e chestia, știi, se spune că de ce să prinzi, să omori muștele cu oțet, când prinzi mai multe cu miere.
Deci dacă am schimba optica, dacă n-ar mai fi dușmanii noștri, oamenii ăștia, de care am zis, dacă nimeni n-ar mai fi dușmanul nostru, atunci am ajunge cumva acel românism original, știi? Baciul ăla moldovean sau cum o fi el. Deci lasă că nu e problemă. Lasă că e bine. Lasă, frate. Ai speranță. Să ne rugăm. Dumnezeu e bun. Dumnezeu ne va ajuta. Și atunci chiar poți să câștigi, știi? Nu știu ce să câștigăm noi, dar să o ducem mai departe. Deci, în principiu, eu cred că asta e o idee finală pentru acum, ca să zicem așa, să bine. Să continuăm procesul de romanizare. Asta este, din punctul meu de vedere, cel mai important lucru. Deci noi nu suntem aici ca să fim pur și simplu români. Noi trebuie să romanizăm. Pe tot. Așa au făcut părinții noștri vremea lui Traian și înainte de Traian. Și atât facem și noi. Dar ce înseamnă romanizarea?